Dumitru Buga s-a născut în 1989 la Brăila, localitate în care a și jucat în perioada junioratului. În vara lui 2008, la doar 19 ani, interul stâng a măsurat deja 2,14 metri și avea 103 kg, aspecte care i-au făcut pe oficialii divizionarea a doua a CSU Neptun să-l transfere pe Litoral. Totodată, Buga a fost convocat și la Naționala de Tineret a României. În satelitul campioanei HCM Constanța s-a desființat, jucătorul a primit liber să își caute altă echipă. Astfel a ajuns la începutul săptămânii la Suceava și s-a antrenat sub comanda lui Răzvan Bernicu. Cred că este un atu pentru mine și pentru handbal. Păi, prin pregătirea mea, ajungând la o performanță mai mare, din ce în ce mai mare, să sperăm că o să ajung și în ligă, să joc în ligă. Păi, la Constanța nu prea am avut unde să joc. Și m-am gândit că e o șansă să încerc aici. Tehnicianul Petru Ghervan îl urmărește atent pe uriașul de 2 metri și 14 centimetri și este de părere că înălțimile extreme nu reprezintă întotdeauna un avantaj, nici măcar în handbal. Evident că la o talie de excepție, așa cum are el, e nevoie de mai multă răbdare până să ajungă la o valoare sportivă propriu-zisă care să-i permite să joace în Liga Națională de Handbal, dacă vorbim. Încearcă să se reacomodeze cu efortul, pentru că a fost format la Brăila și la Constanța, a petrecut ultimii 2 ani, ani în care nu a avut o pregătire, nu a beneficiat de o pregătire corespunzătoare, nici măcar pentru vârsta lui, dar aminte pentru înălțimea pe care o are. În aproximativ 2 săptămâni se va stabili dacă Dumitru Buga se va alătura lotului universității. Până atunci, el va mai exersa jocul cu echipa și va încerca să-i impresioneze pe antrenor și cu aptitudinile sale de jucător, nu numai cu înălțimea.